Bună dimineața, dragi prieteni! Mă numesc Bogdan. Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În dimineața asta vreau să vă arăt ce peisaj de basm este în zona aici la mine. În dreapta am păduri, dar acum eu sunt în altă zonă. Plecat de dimineață. Ceasul nu merge bine pe mașină. E ora 7 și un minut dimineața, m-am trezit pe la vreo 5 dimineață, cu o stare bună de funcționare. Dar am o problemă, că nu pot să întorc camera, să mă vedeți și pe mine. Soarele se după deal. Eu sunt la izvorul fermecat. N-am venit și m-am spălat pe față. Că am înțeles că dacă te speli cu apă de izvor rece, întinerește pielea, întinerește sufletul, că apa e sfântă. Da, ce frumos curge izvorașul. Dar nu pot să întorc camera să mă vedeți pe mine că vorbesc. Vă leu, poate nu mă bloca, nu, nu mă bloca. Așa. Ce curată și limpede. E fenomenal apa. E făcut în 1989. Izvorul ăsta. Vă dați seama, scrie aici. Sute. E mai mic ca un an ca mine. Eu sunt născut în 88. Dar s-am uitat. N-am mai sunt peturi. N-am o pungă la mine că mai aruncă tineretul ăsta, un sac de sticle pe acolo. Arătură. Așa că la otea budana ia cu asta, spălam eu mașina. Am spalat mașina, luam apă de acolo, mai curățam izvorul, că mai are... Deci am luat toată vara apă și am dat la găinuțe. Uitați, mașina mai este gheață. Îmi place așa să stau dimineața, îmi place când sare soarele. Ia uitați, e zona asta, nu este zăpadă deloc, da? Acolo este iazul. Ia să vă arăt unde stau eu. Este zăpadă. Ia uitați, se vede de aici așa. A să dau un zoom. Acolo pe dealul ceala. Vedeți? Acolo este zăpadă. Și prin zonă pe aici, mă țin nici prin păduri, nu mai prea iese pe aici. Uitați, acolo mai este un pic. Iazul. Acolo stau eu, sus acolo. În colțul ăla unde se vede păd. Da, uite așa, da? Haide mă focalizează. Nu mai vreau să focalizeze. Ah, gata. Acolo așa. În colțul ăla pădurii urc eu, pe acolo. Și eu stau după dealul ăla așa, după îmbâist așa. Acolo e satul. Frumos, nu? Zici că e la munte acolo. Uite să văd casele, cu ochii liberi le văd. Se vede și căsuța mea o leacă. Da, ce frumos e. Cât e de frumos dimineața, iarna, mai ales pe gelul ăsta. Mulțumim lui Dumnezeu că m-a dat un pic de zapadă, că era prăpăd, săcită, nu era apă deloc în fântări. Soarele mă încălzește. Opa, poate cad pe aici. Deci, mașunuța mea am fost aseară la spălătorie.
Am pus benzinul, că am probleme cu bușonul ăsta. Cred că de la cum am spălat-o, a înghețat apa. Nu pot deschipor bagajul. Deci mașina se prezintă bine. N-am probleme cu ea. Abia aștept să o foliez. Mai am la ea să rezolv niște perfector de ceață, nu știu din ce cauză. După ce am schimbat spoilerul, m-a hâț să s-o... Bă, dar spoilerul de ce e aici așa? Julit așa, al ăsta. E zgriat aici așa. De ce oare? Nu știu, nu-mi dau seama. Dar oricum vine foliat. Mai am așa, am proiector să-l schimb. Să-i fac aici pragul unde am rugina aia, dar nu-i prea așa grav. N-a să mă afecteze tare. O să mai fac punctele astea de rugină pe unde s-au mai desfoliat. O mai sărăi pietre, na, ce vrei, drum de țară, ca în România. Nu m-am gândit să o vând, nici nu vreau, nici nu-mi doresc, adică nici nu-mi doresc. Mașina asta la mine moare, acolo se prind carenajul ăla, usărit. Că amortizorul se prezintă bine, am luat o groapă, văd că nu este nici o scurgere de ulei. Ia să mă uit din spate, să văd, văd că n-am nici o leacă de ulei pe el. Că a luat o groapă, că m-am dus la Târgu Mureș. Mi-a dor de toată mașina. Din serpentinile alea pe munți. Uite și aici se prinde bine amortizor. Aici mi s-o spart un pic carenajul, cred că de la om. Mi-a sărit. Vedeți? La mine nu are burete la aripă. Alte mașini au burete și din cauza la buretele ăla ruginesc aripile. Aici așa. Aici am boțit-o eu și de atunci mă chinui tot, vreo două ori am făcut aripa asta. Și tot sare vopsaua din colțul ăsta de aici. N-am ce să-i fac. Cred că să o schimb eu. Dar pentru un pic de rugină nu o schimb eu așa. Să cunoaște că e lovită. Aici așa. Vopsaua a sărit. Și am să o refac. Na. Aici cred ca să-i scoată capota, ca să o vopsească. Aici am un pic de rugină la astea, dar nu mă încurcă cu nimic astea. Văd că se prezinte bine. Așa, spatele. Este încăpător. Ai o vizibilitate foarte bună pe geamuri și în față și în spate. Foarte bun model. Portele sunt deschid, se închid bine. Trebuie schimbate și astea. Am să le schimb. Că deja de la ele s-a uzat aici vopseaua. Se închide foarte bine. Ia uitați sunetul. Da. Ce să vă mai zic? Sper că vă place ce postez eu. Dalele astea și au fost dale până aici. De le-au furat. Hotamane, Golani și derbedeii. Că așa e România. Nu poate nimic să facă, zici că autoritățile nu fac. Păi dacă autoritățile fac, dar dacă noi rupim tot din urma lor, că așa suntem învățați. Am văzut eu multe cazuri unde primarii și-au făcut treaba și după și uite cum e de exemplu aici. Dar și-au furat dalele alea. Ca să și. Păi și ei, că nu fac, că nu dreg. Păi dar cum e sunt la noi în lumea nu sări? Uite, de exemplu cu mizeria. Și aruncăm pe marginea șanțului. Și ai învățat română. Golani, de Golani. Da. Deci ăsta e clipul, nu îngheța bună telefon. O să mai revin mâine cu un clip. Vă salut. Vă doresc o duminică frumoasă. Chiar azi îl postez clipul, azi cred că azi se va pune.
Dacia e tot Dacia, mă. Dacia e pentru român, nu pentru străini. Străinii stăi cu mașinile lor în țara lor și noi cu mașinile noastre. Asta ar fi cel mai bine. Dar să facă mașinile exact cum se făcea odată Dacia, producătorul românul acum. Că platformă Nissan, că platformă nu știu ce. Faceți-i voi. Voi, produceți voi piesă, băi. Dacă e produs românesc, dar nu e produs românesc. Un produs românesc este să producă tot. Fabrica din România să producă ele piesele. Și stopul ăsta. Și asta să o facă. Ca să fie produs românesc. Asta poate fi geantă din Anglia. Și ei poate fi din parțiilalte. Atunci mai este produs românesc. Zici că e românesc, dar nu e românesc. Că nici o piesă nu e românească de pe o mașină de asta. Vă spun eu. Și am intrat la căldurică. Și am 186.123 de kilometri. Și am să... Hai să vedem cât e ceasul. E 7.12 minute. Da. Lângheta unutului. M-am salutat și vă doresc o duminică frumoasă.